Avem nevoie de tratament de canal atunci când dintele nostru are o carie profundă, atunci când în urma unui traumatism dintele a avut de suferit sau atunci când avem o infecție dentară. Noi salvăm dintele de la extracție și de la implant, așa că după ce facem tratamentul de canal, dintele va fi acoperit cu o coroniță. Lucrul acesta se recomandă pentru ca dintele să fie păstrat cât mai mult timp pe arcadă de acum înainte. În funcție de fiecare situație și de cât de dificil este cazul, această păstrare a dintelui poate să vină de la câțiva ani până la câțiva zeci de ani. În urma tratamentului de canal, dintele cu siguranță are o distrucție coronară masivă, de aceea plomba care îi se pune este una foarte profundă și foarte mare, foarte întinsă. Există foarte mare risc de fractură, așa că pentru a nu ajunge în această situație, se recomandă să se pună o coroană dentară.